Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru luna august. Potrivit estimărilor ANM, nu scăpăm de caniculă nici în august. Temperaturile vor continua să fie mai ridicate decât cele specifice perioadei, iar ploile vor fi deficitare. Conform Digi24, potrivit ANM, în săptămâna 1, 8 august, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în extremitatea de vest a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice. În săptămâna 8-15 august, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval. În cea mai mare parte a țării, cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în vest și nord-vest, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. În săptămâna 15-22 august, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor. În săptămâna 22-29 august, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi local deficitar în sud, centru, est și la munte, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal, precizează Administrația Națională de Meteorologie, relatează Digi24.